Salutare, dragilor! În mijlocul lui februarie și m-am gândit eu că să o iau așa, să am un avânt cu răsadurile. Așa că astăzi m-am pus și am pus roșii, ardei, vinete și acum mi-am găsit niște castraveți moșteniți de la bunica lui Daniel. Am auzit că sunt niște castraveți foarte interesanți și soiul ăla de castraveți nu l-am mai văzut niciodată. Dar asta o să vedem acolo prin vară cum o să arate. Până atunci vă povestesc un pic despre cum procedez eu cu răsadurile. Am salvat niște păhărele din astea de la flori ce am cumpărat din piață. Toate mi le-am păstrat, le-am pus acolo deoparte și am zis că le refolosesc pentru că eu cred că sunt suficient de bune. Și pământul l-am adus din grădină. E de fapt gunoi foarte bine transformat în pământ, că nu se mai cunoaște că ar fi gunoi, nici nu miroase, nici nu ăsta, dar e foarte bogat în nutrienți, în microelemente și se dezvoltă foarte bine plantele în el. E așa mai sfărâmicios, e numai bun, mai sunt și plântuțe mici până el și gâze și râme, numai bune. Ne bucurăm de un sol foarte bogat. Așa că am pus în fiecare păhărel niște pământ, l-am tasat un pic și acum voi pune semințele. Aici, în zona asta, am pus vinete. N-am fost deloc zgârcită cu semințele, am pus din plin. După ce o să crească un pic și o să iasă și o să văd că ies și se dezvoltă binișor, o să le transfer în pahare din alea mai mari, în ghivece mai mărișoare, să aibă pământ suficient să se dezvolte bine. Ca să știu ce am pus, unde am pus, mi-am făcut niște bețișoare, să le zicem așa, niște bețișoare de lemn, din lemn de brad. Și pe margine scriu ce am pus în recipientele astea. N-am vrut să folosesc de plastic, sunt de cumpărat de plastic, dar mie nu mi-s foarte drage, e suficient plasticul ăsta. Le-am cioplit eu acolo, am făcut ca și așchile pentru foc. Foarte frumos, scriem cu o carioca, un marker pe margine și numai bine intră aici. Și le punem, uite, așa. Îmi place ce frumos ai scris aici. Da, 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 foarte frumos. Castraveți strămoșești de la bunii din Mășcaș. Foarte drăguț. No, sperăm să iasă. Care sunt caracteristicile acelor castraveți? Așa de impresionanți. Se pare că spără semințe, ha? Nu e vorba de semințe. E un soi lunguieț, deschis la culoare, subțire, crocant și foarte interesant. Deci chiar nu am mai văzut soiul ăla. Am văzut soi cornișon, castravetele Fabio și încă un soi de castravete cu coaja foarte închisă la culoare și foarte crud, așa. Astea sunt trei care le întâlnim tot timpul. Dar în rest, deci niciodată n-am mai văzut soiul ăsta de castravete și chiar sunt foarte curioasă. Mătușa de la care am primit de la Gherla. Semințele, da, de la Gherla, zicea că sunt foarte, foarte buni pentru murături, de murat. Dar și, sigur că da, și proaspeți. Bună de la Mășcaș ne povestea că semințele astea le are de când era ea fată. Le-a păstrat și a plantat în fiecare an și în fiecare an își păstra soiul ăsta. De zeci de ani îl are de când era ea fată. Ceea ce mi se pare chiar foarte interesant. Nu... Adică, bine, ai auzit de semințe din astea vechi, da, care se păstrează, dar chiar așa, știi, să cunoști pe cineva care de când era fată și-o păstra semințe și le-o tot pus în fiecare an fără să piardă soiul și fără să piardă sămânța,
E o chestie foarte interesantă și foarte bună. Bunica mea, la fel, avea soi de porumb, un soi așa roșu, foarte productiv și foarte, foarte fain era. Bobul mare de porumb, din păcate, îmbătrânind, ea nu a mai pus porumb. Ne-a dat la noi într-un an o cutie mare de porumb. Noi am pus în grădină, nu ni s-a făcut în anul ăla și cutia cu porumb ce ne-a mai rămas, s-a umplut de fluturi, n-am mai avut ce să alegem de ea. Mi-a părut foarte rău că era bine dacă puneam măcar o punguță la congelator, de exemplu, și așa ne-am fi păstrat sămânța. Dar asta a fost greu. Nu doar că ca să ții peste zeci de ani, trebuie să pui în fiecare an sămânța aia. Da, sigur. Ca să poți să o păstrezi. Exact. Deci... primii castravete și eu le-am uscat semințele. Eu așa procedez cu ele, mi le pun fructul, leguma. Castravetele l-am stors de semințe, l-am pus într-o sită fină și acolo am încet așa, nu, fără să apăs, am spălat sub jetul de apă semințele. Apoi le-am transferat pe un șervețel din ăsta și le-am lăsat la uscat. Când s-a uscat, am pus iarăși în alt șervețel, le împachetez frumos, așa, mai frumos de atâta, dar nu-l mai pot împacheta acum, și lipesc o bandă din asta și scriu ce este înăuntru. Am aici făcute mai multe, uite așa. Și așa mi le păstrez eu, am banda asta pe care scriu toate informațiile care mă interesează. Foarte simplu, foarte ușor, mai ales la roșii îmi place, că roșiile se lipesc de... șervețel. Da, mulțumesc, Sofia. Mai ales la roșii îmi place că se lipesc de șervețel și atunci nu mă rup din șervețel și îmi pun în recipientul cu pământ. Cu tot cu șervețel. Da, cu tot cu șervețel. Apropo de semințe, bunica avea un credenț pe verandă. Așa. Și acolo era, când mai umblam noi la explorat, acolo își ținea bunica semințele. Acolo un credenț din ăla cu parte rotundă și cu fâșii de sticlă, știi? Da. Și erau vreo 4 sertare la Cluj, le zicea puiuc. Un puiuc cu de sus, puiuc. Așa se zicea și la noi. Și acolo se ținea bunica semințe, țin minte mirosul ăla de tot felul de semințe, știi? Amestecate, când noi umblam pe acolo și căutam. Și mai vechi, mai lăsate, și mai noi, știi? Nu, uită-te tu ce greu îl desfac pe ăsta, serios. Ăsta e cel mai greu. Ăsta l-am desfăcut cel mai greu. Semințe de roșii, deja am pus din ăstea, sunt inimă de bou. Da, am vrut să... îl desfac să arăt cum. Și apoi semințele se lipesc aici pe șervețel și nu mai iau șervețelul și rup cât îmi trebuie, uite așa, cât un pic și pun în pământ. Foarte simplu, foarte ușor. Pare rău că am venit de afară de la capre și camera se aburește. Se cam aburește? E cam aburită camera, ai așa un fel de... un mist. Ai un blur în stânga și în dreapta, știi? Dar tu te vezi bine. No. Asta ca să clarific pentru cine nu înțelege efectul. Întotdeauna s-a întâmplat pentru mine personal să le pun prea târziu și mă trezeam că erau de transplantat în grădină și a mele erau numai atâta. Așa că de data asta am luat-o foarte devreme și le punem și vom vedea ce mai fi. Sunt curioasă, voi când puneți răsadurile și mai ales ce așteptați cel mai mult să mâncați din grădină? Noi, personal, cred că roșiile sunt cele mai îndrăgite în familia noastră. Am pus multe soiuri de roșii de data asta, unele chiar cumpărate de pe Facebook, de la ceva producător. Din păcate, nu-i mai știu numele, dar să sperăm că vor fi în regulă. Am avut și semințe salvate de noi, în mare parte din ce am pus anul trecut. Dar de-abia așteptăm să vină primăvara, vara, să ne plimbăm prin grădină, să ne uităm la plante,
că deocamdată pământul ăsta e cam negru și nu e atât de frumos de privit, dar suntem siguri că cu răbdare și multă apă și din nou răbdare vor ieși niște plante frumoase și sănătoase. Nu uitați să ne dați un like, un share dacă v-a plăcut acest video și să ne scrieți în comentarii ce soiuri vă plac și când începeți să puneți răsadurile. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!